Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a început lucrările de reparații pe drumul național 7A Petrila Voineasa, în regie proprie, pe un sector în lungime de 19 km, situat pe rasa județului Hunedoara. Este anunțul făcut de drumari și mult așteptat de toți cei care se gândesc să tranziteze această rută în următoarea perioadă. Asta pentru că, potrivit lucrătorilor, traficul ar putea fi chiar recepționat. Pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță a fost construit un zid de sprijin pe albia râului Jieț, iar în această săptămână vor începe o serie de lucrări de reparații cu mixtură asfaltică. De asemenea, în zona în care drumul este neasfaltat, au fost executate lucrări de reprofilare și va fi adăugată piatră. Mai mult, oficialii din Hunedoara vorbesc despre adevărate deturnări de fonduri ce au avut loc pe acest traseu. Lucrează în regie proprie, au 2 milioane de lei. În unele locuri se va asfalta, în unele locuri am înțeles că deja a făcut un zid de sprijin, s-a mai dat în plus peste 1000 de metri cubi de piatră spartă pentru a rezolva cât acest drum, iar el intră într-o modernizare, acum având în vedere faptul că este la DRDP Timișoara. Dar un lucru vreau să vă spun. Acest drum a avut bani și acum pentru modernizare. Dar DRDP Craiova, știind că el va fi preluat la DRDP Timișoara, banii care erau prevăzuți pentru drumul de la limita județ Vâlcea la Jieț, i-au cheltuit în altă parte. Ăsta este adevărul. Drumarii s-au fentat unii pe alții și cei de la Timișoara spun acum că ar trebui să primească acest drum așa cum l-au predat în urmă cu câțiva ani regionalei Craiova. De altfel, artera ce străbate un defileu splendid a fost tot pasată între cele două regionale și niciodată reparată. Drumul, unul de interes public, va fi și întreținut de CNAIR Timișoara pe timpul iernii și drumarii spun că în bugetul anului viitor vor fi prinși cel mai probabil bani de reparații. Lucrările ar trebui să se desfășoare în 4 puncte și vor avea loc între kilometrii 86 și 105, iar beneficiarul investiției este Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, dacă nu se decide să treacă la Timiș. Lucrările trebuie să fie executate de Straco Group. Termenul de execuție însă este total depășit, mai ales că lucrările trebuiau să înceapă în 19 mai 2015 și să se finalizeze un an mai târziu.